înmulcirea vetrelor de căpșune. Pot fi folosite pelicule sintetice de un metru lățime, care vor dura până la 10 ani în folosință. În pelicule se fac găuri la distanță de 40 cm cu ajutorul torței cu gaz, creând 3 rânduri la distanță de 40 de cm fiecare. Distanța între plante depinde de soiul cultivat. Cu cât mai mari plantele, cu atât mai mare va fi distanța între ele. Mulcirea va ține sub control buruienele și va păstra solul umed. Irigarea se face prin stropire. Înainte de mulcire, solul trebuie irigat. Firele de sârmă vor fixa pelicula de sol fără a o îngropa și vor susține pelicula de polietilenă transparentă în primăvară. Ața anexată de un capăt al sârmei servește la fixarea polietilenei cu care se acoperă vetrele în primăvară. Scopul acestei lucrări este de a ține sub control buruienele din căpșune, dar și de a păstra fructele curate. Dacă se dorește sporirea fertilității solului, înainte de mulcire mai poate fi aplicat un strat de compost.